bună ziua! Astăzi, împreună cu invitatul meu, Orva Dan, candidat de maestru și jucător de bază la clubul CSM Cluj, vreau să vă propun următoarea temă. Păstrarea forțelor și trăinicia lor. Bună, Dan! Dacă obții un loc bun pentru o figură, lupți pentru acest lucru? Da, încerc să-mi mețin figura în acel câmp și, în plus, încerc să vin și cu alte piese, să construiesc un atac cu ajutorul acelei figuri. Foarte bine faci. Dacă obțin un loc bun pentru o figură din tabăra mea, îmi doresc ca adversarul să nu poată să-mi alunge această figură, nici să-mi o schimbe, astfel încât eu să mă pot baza pe acea piesă și să aduc și alte piese în vederea unui eventual atac. Dacă totuși adversarul reușește să schimbe această figură, eu doresc să am alte avantaje după acest schimb. Stăpânirea punctelor tari asigură figurilor proprii o activitate stabilă, lipsindu-l pe adversar de obicei de orice urmă de contrajoc, figurile lui devenind pasive. Hai să vedem, Dan, următoarea poziție, jucată între Tal și Keres în Moscova în 1963. Bun. Dacă observăm în această poziție, cel mai puternic câmp pentru cal, calul din D2 ar fi câmpul de 5 Da. Și atunci albul începe direct cu o manevră pentru a duce calul în acel loc. Joacă cal B1, atacă prin descoperire dama. Dama neavând un câmp foarte bun, Joacă de H5. Da. Schimbăm și intrăm în final. La H5. Astfel albul îi face încă o slăbiciune negrului. Pionii dubli. Pionii din H5 care amândoi pot fi la un moment dat atacabil și capturați de alb. Da. Calc 3 Acum negru observă că și el are un câmp tare în D4. Și încearcă să-și placeze și el calul pe acel câmp. Albul joacă cal de 5 și negru joacă cal de 4. Da. Totuși albul este primul care obține inițiativa. Deci el face mutări cu tempo, atacă pionul din h5 cu nebun de 1. Negru da. joacă h4. Și acum f4. O altă mutare cu tempo, atac pionul din e5. Nebun de 6. Și acum Nebun H5. Un alt câmp bun uh, pentru nebunul alb, pentru piesele albe. Uh, nebunul din H5 nu poate fi atacat de nicio piesă neagră deocamdată. În plus, amenință să captureze în 5 cu pionul și cu turnul și cu nebunul să atac în F7. Deci mai este un lucru important uh, uh, pentru alb. El are un cal în centru, dar este ajutat și de alte figuri. Negru are un cal în centru, în d4, dar nu este ajutat de cealaltă figură, practic îl are degeaba. Exact. Așa, acum negru joacă nebune 6 Da. să apere pionul. Albul capturează în e5. Deschide coloana f. Da. Nebun bate la e5. Și acum simplu, nebun f4. Vin și cu... Celelalte forțe. Chiar dacă nebunul ar putea ataca turnul la plecarea calului, am fost primul care am atacat nebunul. Și atunci trebuie să se retragă. Trebuie să se retragă, da. Nebun G7. Aici, dacă îmi spui, te rog. Uh, nu, aici a jucat calce 7-7. Calce 7-7, prin dată. Rege de 7. Și a plecat cu turnul din, din A. Turnul de, fapt, elimină singura amenințare a negrului, care amenința să plece la un dat cu calul și să atace turnul din, turnul din, A1, deschizând nebunul din G7. Da? Plecând cu turnul de acolo, amenințarea dispare. Da. Turnaș G8. Turn G8. Și acum o mutare profilactică. H3 da. să nu B negru H3. Aș face și un, un loc la rege, să nu gay. plece cumva calul să-i dea un șac, deci mai multe lucruri. Negru joacă rege C6. H3 C6. Și acum revine cu calul înapoi. Cal de 5. Și ameninți cale 7, șah, tur. Da. Negru trebuie să, să, plece, din tur, tur. să plece din tur. Și acum nebune 3 de menționat că negru nu schimbă nebunul pe cal, deși ar putea face asta, pentru că avem un cal puternic în centru, din cauza faptului că îmi creez un pion liber apărat, am o majoritate de 4 pioni contra 3, în timp ce negru, având pionii dubli, nu are o majoritate și în majoritatea finalurilor o să am câștig de cauză. Da, pionul cel din D5 va decide victoria albului. Deci, va conta foarte mult. și Din cauza asta, nu schimbă și suportă calul care îl deranjează vizibil. Da. Bun. Deci, ultima mutare a fost nebune 3, turnul de 7, turnul de 7, își apără preventiv pionul, pionul din F7, F7. Se poată să poată să-și tragă turnul din F8. Și acum, nebun F2. Albul profită de această slăbiciune. Care după cum observăm, nu poate fi apărat acest pion de nicio altă piesă. Dar practic nu are cum să-l apere. Da. Ce încearcă totuși negru să joace? F5 încearcă să deschidă. Deschide jocul și cel puțin scapă de slăbiciunea din F7. Da. Nebune H4. Sau? Da, nebun H4. Da. F bate la E4. Se bate la E4. Turn bate la F8. Turn F8. Nebun F8. Nebun F8. Acum vedem că uh, albul își transformă avantajul, joacă nebun E8. Deci după deschiderea forțată, albul profită de poziția proastă a regelui a negru și face o legătură, rămânând cu o calitate în plus. Deci a trans tot timpul și-a transformat avantajul în ceva mai valoros. E jucat aici un B5? Un B5, practic nu prea are multe mutări. Ce încearcă cu această mutare? Încearcă să scape de această legătură, să meargă într-un loc bun cu regele, câmpul B7, care este mai sigur, față de câmpul D6, care era da, sigur. Și câmp încearcă câmp să câmp. sumineze apărarea calului din D5. Vrea să bată în C4 și eventual să-l atace cumva. Și să scape de uh, calul din d care de fapt a făcut uh, tot jocul albului. El a fost uh, conducătorul de joc. Și, practic, uh, manevra de la început, cal B1, cal C3, cal D5, putem să spunem că a dus, uh, la victoria albului. Hai să vedem cum a continuat partida. Așa, acum turne 1. Turne 1, da. Deci, aici o chestie foarte importantă, mai ales juniorii se grăbesc nu se grăbește să bată turnul din de 7 din ce cauză nu se grăbește? Câștigă un tempo dacă negru mai întâi Este o legătură motoregene. totală. Practic îl așteaptă pe negru să mai facă o mutare din regea ca să scape de legătură și abia după aia să bată în de 7 O legătură care este important. Acum nu ar fi mers rege de 6 din cauza că totdeauna am nebunghe 3 și trebuie să te întorci pe legătură. Da. Joacă Rege 7 pleacă de pe legătură. Acum luăm turnul. Și abia după... acum ia turnul, în Nebunea ultimul moment. Nebunia de 7. Da. Turn bate la E4. Deja Turn avem la E4. o calitate și un pion în plus. Da, deci practic acum este doar uh, chestia de tehnică. Avantajul material uh, e este clar pentru alb. Doar trebuie să fie atent să nu facă vreo gafă, să piardă vreo piesă iurea. Negru a mai două, trei mutări. Da, calfe Probabil cinci. încerca să profite de perechea de nebuni. Exact. Calfe 5. Nebun f doi. Ce este de observat în, în, cazul de genul ăsta când avem un avantaj material? Putem și un pic să ne retragem. Să ne retragem. Să ne punem ne piesele, piesele Nu-i dăm șansă la niciun contrajoc. Și când putem, mai schimbăm câte o piesă. Da. Rege C6 acum Alba a jucat cal 6 Practic, atacă nebunul. Ia la o retragere a nebunului, să zic, în C8, de a evita schimbul. Turne 8. Turnii 8 cu atac în cei doi nebuni. Din, din, doi din nebun. această cauză, negru a cedat. După cal 6 negru cedat. Exact. Dan, îți mulțumesc foarte mult pentru ajutorul acordat. Cu plăcere. Atât pentru emisiunea de astăzi, urmează soluția problemei precedente și problema emisiunii de astăzi. Soluția problemei precedente este: Albul mută, cal bate la E5. Problema emisiunii de astăzi: Alb, rege H1, damă D1, turn F1 nebun B5, nebun H8, pioni. C2, F4, E2 și H2, negru. Rege E8, Dama E3, Turna 2, nebun D5, Cal H6, pioni. D7, E6, F7 și H7. Enunțul problemei este: Care este cea mai bună mutare pentru alb? Așteptăm răspunsurile pe mail la recipioniarontvre.ro. Cel care va răspunde corect la trei din următoarele probleme ale emisiunii va fi invitat alături de mine la prezentarea unei lecții de șac. Vă mulțumesc pentru atenție! Mult succes la rezolvarea problemei și vă aștept sâmbăta viitoare la ora 13.40 la o nouă emisiune. La revedere!